Vreau să spun atâta, domnule profesor, este o mare bucurie pentru noi că sunteți alături și... E reciprocă, nu? Așa se zice. Sincer, nu sunt doar cuvinte, da? Vedem cu reciprocitatea. E întotdeauna asimetrică, știți asta? Da, da. Da. Unul dă mai mult decât celălalt. Noastră, în seara asta ne dați... Știi că asimetria s-a născut odată cu Big Bang-ul. Până atunci tot era asimetric. Odată a venit așa. Eu simt că toată lumea e sătulă de mine, așa că mă extrag spunând doar atât. Nu știu dacă știți. Pentru cei foarte tineri, că unii nu știu. Unde ești, Silvian? Dă-mi, te rog, cartea Inteligența Materiei. Că tu să nu încep să mă lauzi, că nu, dar vreau să spun ceva care... Să asculți că cineva te laudă. Când v-am condus Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și deci m-am ocupat de istoria recentă și am fost impresionat să știu câte ceva atunci, doar câte ceva astăzi mai multe, despre această carte. Doamnelor și domnilor, ca să fiu mai oficial, în 1980, intelectualii români erau sufocați. În 1980, când unii dintre noi nici nu existam, alții noi, dintre noi aveam, mă rog, vârsta unui bebeluș, un om ca domnul profesor Constantin Dulcan, medic, acceptat în ierarhia, sigur, profesională, dar privit cu anumite rezerve de autorități, a îndrăznit să pună în câteva sute de pagini să exprime o viziune despre lume care contrazicea explicit, frontal, filozofia materialistă dialectică a marxismului. Marxismul, de pildă, vă dau un singur lucru ca să înțelegeți rapid despre ce e vorba, crede că eu, Mihai Neamțu, nu sunt o conștiință de sine stătătoare, ci în primul rând sunt o conștiință socială. Adică sunt rezultatul conflictelor între clasele care au generat o societate. Clasa muncitoare, clasa țărănească, ei gândeau totdeauna în termeni colectiviști și materialiști, marxiști. Și astăzi ni se spune că cineva ar fi valoros doar pentru că aparține anumite clase sexuale, rase și așa mai departe. Mai ales. Din punctul ăsta de vedere ne întoarcem la un colectivist care e tot mai apăsător. Dar domnul Dulcan vine în anii 80 și spune un lucru absolut șocant pentru vremea aceea. Face parte din acei intelectuali care, ca și Constantin Noica, ca și Andrei Pleșu, în 88 el scrie Minima Moralia, afirmă, da, primatul conștiinței morale asupra biologiei, pe de-o parte, și afirmă că în această structură a creației pe care noi o vedem în jurul nostru, da, în pomii aceștia minunați, în armoniile acestea celeste pe care le contemplăm când ne uităm la Calea Lactee, există o formă de inteligență care ne interpelează. Nu e o inteligență doar abstractă și impersonală. Ne vorbește, ne interpelează. Și de pildă ne pune întrebarea asta care ne-a dus pe noi toți aici la Sinaia. Eu de ce exist? Eu de ce trăiesc? Da? De ce mai degrabă ceva decât nimic? Și atunci, pentru că acest om de lângă noi a avut curajul de a contrazice paradigma oficială, eu cred că societatea românească îi datorează un imens respect și o imensă recunoștință. De altfel, a apărut o validare pe piață acestui volum, în sensul în care este foarte citit, foarte tipărit, foarte des tipărit și iată am în mână. Altfel nu mă căutai, nu? Probabil că asta e o contribuție importantă la dialogul nostru. V-aș fi căutat și dacă nu era foarte des citită. Stăm de vorbă și cu cei care nu sunt foarte, foarte bine marketați, dar totuși noastră ați ajuns în ultima vreme să fiți peste tot și în platformele online, social media și la televizor. Această carte mi se pare fundamentală, vă spun sincer. Este cartea unui medic care stă de vorbă cu Einstein. Este cartea unui medic care stă de vorbă cu filozofii vieții. Este cartea unui om de știință care stă de vorbă și cu teologia, ceea ce astăzi este cel mai, tot mai rar și cel mai greu de făcut lucru. De ce? Fiindcă punțile care pe vremuri existau, mai ales în mediul universitar, știți? Aceste punți existau la propriu. Nu știu dacă știți, la Cambridge sau la Oxford, toți profesorii, toți, de la matematică, drept, medicină, filozofie și, să spunem, biologie, după ce își termină de predat dimineața cursurile, ei se întâlnesc in the college. Există mai multe colegii, da? St. John's, Christ College și așa mai departe. Și în colegiul respectiv de care ei țin, la masă, ce credeți că fac? Ce facem noi acum? Stau de vorbă. Adică profesorul de biologie cu profesorul de matematică, cu profesorul de teologie, over lunch, stau de vorbă despre realitatea pe care domnul Dulcan a descifrat-o cu ochii săi atât de pătrunzător. Deci este extraordinar
că avem un Pontifex Maximus aici, adică un ziditor de punți. Asta înseamnă Pontifex. Avem un om care iubește dialogul, iubește tinerețea și astăzi, înțeleg, ne veți vorbi despre cum supraviețuim entropiei. Vă mulțumesc! Ok, mersi! Așa, dacă vreți, eu... În primul rând, sunt foarte încântat că sunteți aici majoritatea tineri sau toți tineri în jurul colegului meu pe care eu l-am apreciat enorm de mult. Cred că v-a spus în ce circunstanțe ne-am cunoscut. Și e un mare câștig într-o lume care este extrem de dezorientată, de rătăcită și în care toți sociologii, toți oamenii care vorbesc despre domeniul actual, despre drumul actual al lumii, spun este un drum în coborâre, în cădere și nici cum drumul corect. Ori dacă eu văd aici că sunteți tineri și știu bine ce gândește colegul meu, că altfel nu veneam, fiți convinși, deși n-am, dar după aceea discutăm, trebuia să discut, domnule, ce vor oamenii ăștia de la mine? Ce știu? Vor să le spun ce e în cărți? Vor să le spun ce am experimentat eu? Că e mai diferență. Adică vreți să vă vorbesc de politica oficială a lumii sau să vorbesc de ce am înțeles eu din lume? E o mai diferență. Știți ce spune Apostolul Pavel? Fiți în lume, dar nu ai ei. Adică nu ca ea. Deci, revenind, chiar sunt foarte încântat și sunt sincer când spun lucrul ăsta. Eu știu ce e în mintea acestui om. El va ajunge odată, și am spus, că va ajunge odată să fie solicitat să conducă lumea. Nu-ți propune tu să conduci lumea. Dacă tu îți propui să conduci lumea, te refuză imediat. Omul e ființă extrem de... Aici sunt pascalian. Pare rău? Îl citeam pe Pascal când eram încă în gimnaziu. Care spune, omul e o cloacă de mărăție și de mizerie. Depinde în ce parte domini. Când tu vrei să impui lumii ideile tale, te resping. Când au nevoie însă lumea de ideile tale, te cheamă. Și am spus, așteaptă să te cheme. El are acea minte, una dintre mințile foarte luminate ale acestui neam. Ei aș putea să spun, eu sunt cel mai deștept și el după mine. Dar asta înseamnă să fii stupid. Și încă în clasa asta n-am ajuns, am parcurs altele. Așadar, mă bucur mult că în această seară sunt invitatul dumneavoastră, sau al vostru, cum vreți să vă spun? Vreți mai apropiat. Al vostru. Da. Eu trebuia, dragul meu, trebuia să discut cu tine ce vrea lumea asta. De pildă, ce idee au despre alternativa religiei? Deci religia este doar alternativă la știință. Dacă vrei astăzi să știi ceva despre lume, trebuie să ai cel puțin două alternative dacă vrei să fii corect. Dacă vrei să fii doar marxist, doar materialist, atunci spui asta ce s-a scris și Marx, ce scriu și cărțile noastre, ce scriu unii care vor să domine lumea într-o altă manieră. Sau dacă vrei să discuți la modul serios, atunci e obligatoriu să iei religia ca alternativă de discuție. Am spus alternativă, nu acceptare. Fiecare dintre noi își însușește o opinie sau alta. Deci în sensul acesta, eu nu fac pledoarie nici pentru una, nici pentru alta. Nu sunt membru niciunei partide, resping toate stupizile astea. Din păcate sunt un tip incomod, nu m-am păcat nici cu trecutul, dar să nu credeți că cumva iubesc prezentul. Se la vii. Apropo de ce spunea colegul meu, poate că merită câteva lămuri în plus. Eu m-am născut într-un sat argeșean. S-a întâmplat ca din prima copilărie, când stăteam, cred că eram doar în cămășuță pe lângă mama, să înțeleg lumea altfel decât ceilalți. Și asta mi s-a întâmplat toată viața. Pot să afirm că ceea ce sunt eu este rezultatul ideilor mele, al dorinței mele, al efortului meu de a fi ceea ce sunt. În ce sens? Păi uite, era de după război, frații mei erau toți mai mari decât mine, era ultimul și vorbea tot soiul de lucruri, dulciuri, etc., pe care eu nu le auzeam, nu le aveam și la un moment dat m-am gândit insistent la ele și mi-au venit. Experiența mea a fost asta, chiar credeți sau nu credeți, mi-au venit din întâmplare sau că m-am gândit. Și atunci mi-am propus să gândesc la altceva care era rarisim în zona în care m-am, lumea satului. Și acel lucru mi-a venit. Din clipa aia am știut că orice vreau în viață, voi face.
Asta? Ați vrea să spun, să-mi adun eu o glorie, o aură? Nu. Vă spun că sunteți tineri, sunteți în fața vieții și voi puteți să beneficiați de acest lucru. E aici o colegă, soția colegului meu, la medicină, da? Da, veterinară. Dar importanță e medicină, da? Oh, încă e mai importantă decât dacă eu știu doar singura anatomie, trebuie să știe la atâtea specii. Inclusiv om. Și, evident. Ei, întotdeauna, în momentul în care am sezizat cu o noțiune, trebuie să o țin minte toată viața, nu doar până la examen, că toți făceam asta, să nu credeți că eram altfel de studenți. Toți învățam pentru examene mai mult sau mai puțin. Acelea le țin și acum. Și m-a salvat în toți cei 50 de ani de practică să nu fiu niciodată reclamat. Pentru că acele noțiuni care le propui creierului, le reține. Asta am să vă spun. Vă programați creierul, el vă ascultă. Știu că nu sunt în acord cu toată psihologia, dar eu n-am fost de acord nici cu comunismul, nici cu capitalismul. Sunt de acord doar cu mine. Așa încât ceea ce vă spun, vă pune. Altfel el nu mă chema. Dacă eram de ăsta conformist, hai să mă, de ăștia mai păscut. Recunoaște. Corect. Deci, eu sunt ferm convins că noi suntem doi, nu unul. Cel puțin doi. Știi teoria multiversului, Hack și etc. Bun. Uite, simplu. Eu spun că sunt conștiința mea sau eu-ul meu și creierul meu. Deci dacă îi spun creierului taci, tace. Îi spun creierului vorbește. E adevărat? E adevărat. Deci suntem doi. Pot să anticipez spunându-vă ceea ce nu spun studenților mei pentru că nu e oficial, că nu creierul produce conștiința. Conștiința este cea care generează creierul. Și generează creierul pentru a se multiplica și a obține o îmbogățire de informații din creier în creier, din generație în generație. Pentru că dacă vorbim de ipoteza Dumnezeu, El însuși este în evoluție. Gândiți-vă că dacă în antichitate un accident se întâmpla la o caretă când mergeau la curse și omul putea să-și piardă viața, în clipa de față această programare este cu avionul, cu automobilul, deci ceea ce nu era atunci este acum. Asta înseamnă că în permanență cerul și cu pământul, și nu numai cu noi, evident sunt mai multe planete locuite, este într-un moment dialog. Acest dialog este o evoluție. De fapt este o evoluție a cunoașterii. Sigur că da, omului simplu trebuia să-i se spună, antropomorfizând, este o forță acolo, etc., etc., tot ce știm și noi. La asta s-a adăugat foarte multe lucruri. Este departe de a crede pe Marx că religia este un opiu pentru popor, al claselor supritoare, prostii de-astea politice care nu le înghit sub nicio formă. Nu. Este o realitate că universul ăsta nu poate, era exclus. Exclus, repet. Ca în universul ăsta să apară ceea ce este, dacă nu exista o rațiune. Religia a numit asta rațiunea, asta a numit Dumnezeu, poți să-i spui orice vrei. Am spus, dacă vi se pare desuetă, vă deranjează noțiunea, spuneți-i cum vreți. Dar nu puteți nega că există. Pentru că dacă încep de la materie, da, aia, cum astrofizica, merge pe știință, nu? Toate lucrurile spun că la început a fost, nu? Aceea energie masivă de miliarde, miliarde de grade, la început pe vârful unui ac, chiar mai mic decât vârful unui ac, după care se răcește treptat și la un moment dat ajunge în postura în care se poate genera viață. Ei, din această materie anorganică, moartă, se transformă într-un avie. Dacă noi cunoaștem în existența asta că vreun mort a putut să transmită ștafeta unui viu, atunci cred. Dacă nu, atunci trebuie să avem bunul simț să spunem. În această ecuație de trecere de la anorganic la organic, de la neviu la viu, există o rațiune. Te deranjează dacă ești naiv, inocent. Dacă nu ești naiv și înțelegi că aceasta este o forță de univers, atunci o folosești. Asta este sensul pe care vi-l spun eu. Voi puteți folosi creierul programându-vă. Și dacă vă programați, resetându-vă periodic la ce tip în Neil Walsh, conversații cu Dumnezeu, poate nu. Walsh. Da, un american. Da. El vorbea Nerecomandați? Da, absolut. El vorbea de această resetare. El era inginer de sunet. Nu era un naiv. Un om de știință. S-a întâmplat un accident care... Am și fost la București. Walsh sau așa ceva, nu? Nicholas Walsh sau... Nu, Neil Walsh.
Ok. Neil Walsh. A fost și în București, am avut și un Zoom cu el. El vorbea despre această resetare. Revin. Mic fiind, mi-am dat seama că viața curge îngrozitor de monoton. Și atunci am spus, ce sens are existența asta? Te culci, te scoli și viața aia banală, stupidă, îi da capul la infinit și gândeam eu atunci, probabil timp de 70 de ani, îngrozitor, 70 de ani cu această monotonie nebunește. Parol. Ce bine, n-aveați TikTok, n-aveați social media pe vremea. Nu, domnule, dar era nimic acolo, toate astea. Erați țara aia, amărâtă, țară, de după război. Și atunci m-am gândit următor lucru. Ce sens are existența? Să te bucuri. Pe orice copil care trăiește într-un sat știe că nu-i numai bucurie. Să suferi. Dar cui servește suferința mea? Am spus eu. Sunt prea mic. Nu pot să răspund la întrebare. Dar să mă pregătesc de asemenea manieră să spun la această întrebare. E programul care l-am făcut eu atunci, între 9 și 12 ani, îl urmește acum. Adică săptămânal citesc cel puțin o carte de 3, 4, 500 de pagini, din care întotdeauna îmi extrag rezumatul 20, 30 de pagini. Și știți de ce o fac? Când cumpăr, cumpăr două cărți. Una pentru bibliotecă, altora, că nu ți-o mai dau înapoi după ce o dai. Parol, faceți experiență. Confirm. Și una să fie a mea și atunci eu permiteam să o subliniez și vreau. La sfârșit, tot ce am subliniat eu și numai în culoare, asta spun și studenților. Vrei să ții minte? Folosește culori, să te atragă. Noi avem două registre pe care discutăm, pe care vorbim, gândim. E bine să rezumi, pentru că lectura unei cărți, primă, îți dă o impresie. Rezumatul ei se imprimă memoriei. Tot ceea ce îți propui creierului să nu uite, nu uită. Faceți această experiență. Mi-a servit enorm de mult când eram student și gândeau colegii mei când venea, uite un diagnostic, faci pe deșteptul. Trimite-o la examinare. Era așa. Adică, eu zic că dacă în profesie te limitezi strict la cartea care ai citit-o și nu ai nici un minim de observație personală, nu trebuie să fii acolo. Înseamnă că n-ai genul, n-ai nimic pentru asta. Ceva al tău. Asta înseamnă dincolo de lecții. Bun. Așa am scris această carte. Când am ajuns la concluzia în 1986, într-o seară, ora 18, că sunt miliarde de neșanse de a fi și una singură pentru tine, am spus, am obligația să spun ce înseamnă acea unică șansă de miliarde de a nu fi care a pledat pentru mine. Și am scris inteligența materiei. Asta e tot. Colegul meu... Hazard sau necesitate? Absolut. Este o prostie. Adică, vă mai spun ceva, nu știu cât e de acord. Nu înghițiți tot ce vi se spune. Nici eu nu sunt Dumnezeu. Spun opinia mea. Experiența mea. Dar poate experiența să fie greșită, a ta să fie alta. Buddha spune, oricât de mare ar fi învățătorii voștri, nu vă însușiți ce vă spun ei totul pe nemestecate. Trece prin filtrul propriu. Pentru că fiecare dintre noi e un univers. E o chestie, francezii au multe lucruri de astea. Zice, toți suntem făcuți pe schema universului. Două mâini, două picioare, un cap, două urechi, etc. Dar câtă diferență între unul și celălalt. Asta e geniul creației. Să ai 8 aproape miliarde de oameni și niciun să nu semne cu celălalt. Nici măcar gemenii. Și ei au încă unele. Iar dacă cresc în condiții diferite, au destine diferite. Bun. Mihai a zis să vorbim despre timp și ceva despre viață, tinerețe. Sănectute. Sănectute. Da. Vă spune și lucruri din experiența mea, să vă alegeți cu ceva și nu cu simple teorii. Timpul este foarte interesant. Eu mi-am făcut aici multe note, dar nu o să vă spun toate lucrurile astea, vă spun lucrurile esențiale. Timpul l-au discutat enorm de mulți oameni. Unii spun că nu este timp. Este doar mintea noastră care se situează într-un moment al existenței. Ca definiție, timpul ar însemna să fie spațiul dintre două evenimente succesive. Dar iată, mi-a rămas în minte și mi-a plăcut ce a zis Cioran despre asta. Zice, misiunea mea este să-mi omor timpul. A timpului să mă omoare pe mine, amândoi suntem niște asasini. Și mi-a plăcut, mi-a rămas în minte. Bun.
După Dex, totdeauna pleci de la lucrurile care le știe toată lumea, definiția am făcut-o, dar hai să cercăm după mai mulți. Dom'le, în materie de gândire, inclusiv filozofia este tributară fizicii. Fizis, natură. Deci după ce este natura, cum o percepem noi natura, începem să extrapolăm în filozofie, pe urmă toate celelalte științe să-și extragă partea ei care o poate susține în discursul care o definește, respectiva știință. Fizica a avut, după opinia mea, două mari genii, pe Newton și Einstein. Newton vine cu teoria absolutului. Universul este un spațiu în care, plin cu obiecte disparate, fără nicio legătură între ele, și asta a fost marea greșeală, și pe care o plătim și acum. Și Einstein vine cu relativitatea timpului și spațiului, de care însă le conectează, interconectează și le duce la aceea formulă MC pătrat, care înseamnă, de fapt, substratul tuturor lucrurilor, energie. Ei, când am scris fizica viului, capitolul ăla, cred că am fost destul de inspirat să merg pe această idee a energiei. De fapt, noi nu suntem ceea ce suntem. Spațiul nostru este sigur limitat fizic la asta. Dar în momentul în care eu vorbesc, câmpul meu inflamează. Câmpul vostru inflamează, este spre mine, eu spre voi, și asta se cheamă socializare. Este extrem de importantă când voi discuta despre dialogul tinereții, foarte important să socializați. Dar nu să te duci la unul sau la una, bă, ai nasul strâmb, uite cum stă fusta pe tine. N-ai nevoie de critica asta, și tu oglindă. Ai nevoie de cei oameni care poți să comunici pe acea lungime de undă. Dacă punem computere, nu computere, asta de măsurat, cum se cheamă, de măsurat curentul. Dacă pune un aparat de măsurat numărul de fotoni, în momentul când discuți, armonios, plăcut, vezi cum crește numărul de fotoni, asta crește câmpul tău, crește energia vitală. Deci noi avem nevoie să comunicăm unii cu alții pentru a crește energia vitală. Un om care este singuratic, oamenii, mai ales bărbații care rămân singuri și mor partenerele, trăiesc foarte puțin. Singurătatea, această pandemie nefericită a condus la foarte multe suicide-uri. Nu vă puteți imagina ce înseamnă singurătatea. Sigur, trebuie să fiți foarte atenți când alegeți partenerii, că altfel singurătatea în doi e mult mai tâmpită, mai crudă. Da, de obicei puteți dezvolta? După. Simt că sala vrea o dezvoltare. Bun. Cum ne-o dai în bară? Da. Deci, Newton a avut o expresie. Newton era un fiu de fermier, de țăran. Pe cât era de genial, pe atât era de... Am eu un termen, dar nu-l spun, nu-l folosesc pentru că nu știu cum e interpretat. Foarte capricios. Nu admitea nicio critică de la nimeni. Vorbea puțin, nervos. Era dur după ce a descris, mă rog, în 1687, acea celebră principiile matematice ale filozofiei naturale, este marcată regină, este de Sir. Și numit șeful comisiei și de judecată, dar și mai ales știință. Lui Leibniz îi refuză prioritatea, deși Leibniz era calcul, cel puțin era mult mai ușor decât al lui, sau oameni care aveau mici greșeli, îi condamnau la moarte până spânzărătoare. Nu erau toți aia, domnule, dai prea mult pentru asta. Deci, oamenii mari au și defecte mari. Asta e. Trebuie să le admitem. Vrem? Nu? Vrem. Bun. El a spus însă un lucru, să ziceam, foarte interesant, că oamenii au construit mai multe ziduri decât poduri. Adică ziduri în care ne-am izolat și nu ne înțelegem, decât punți unii către ceilalți. Asta trebuie să înțelegeți voi, că avem nevoie enorm de mult unii de ceilalți. Sigur, nu suntem, poate, decât puțin dintre noi mai dotați, genii. Eu vă pot spune că am fost medic militar și eram obligat să fac IQ-ul la toți soldații, tinerii care luam în armată, și știu foarte bine că e nivel de inteligență al românilor. Dar va speria, așa că mă abțin. Merge mai departe. Bun. Astrofizica, bine, el spune timpul și spațiul este absolut, este univectorial, putem calcula, de acord.
Astrofizica spune că timpul și spațiul n-au existat decât după Big Bang și întrebarea mea e atunci unde era spațiu? Una dintre marele întrebări care m-a terminat să plec pe drumul ăsta al căutărilor a fost asta. Bine, dacă Universul nu exista, ce era în spațiul ăsta? Astrofizica zice, nu era spațiu. Este imposibil să admiți că este ceva care nu există. Așa cum este imposibil să înțelegi creația. Nici religia, nici știința nu poate să dea un răspuns la acest lucru. Îl întreb, sunt în relații cu mulți prelați preoți și foarte inteligenți dintre ei. Domnule, Dumnezeu a creat lumea, pentru Dumnezeu cine l-a creat? El pe sine însuși. Păi după logica noastră, ca să creezi ceva, trebuie să mai întâi să fii. Există un singur răspuns poți să dai la asta, că spațiul și timpul este infinit și că este rațional, că la nivelul este o rațiune. N-ai altă explicație de ce mii de galaxii, și știți bine cum unele se învârt în jurul altora, deci gândiți-vă un ceasornic cu rotițe care se tot învârt unele în jurul altora și nu se impactează să se nască un dezastru cosmic. Cine le menține toate astea? Cine menține cele patru legi? Eu întreb totdeauna, domnule, dacă răspunzi la această întrebare, eu semnez imediat. Nu există Dumnezeu, dar uite, răspundem la ta, Academia cea mai înaltă din lume. Cum au apărut două sexe, dar al doilea să fie complementar primului? Să zicem că primul l-a făcut pe Adam, l-a creat Dumnezeu pe Adam, al doilea a fost Eva, dar Eva este creată cu o anatomie complementară lui Adam. În plus, îi se dă acea capacitate de procreație. Eu am spus, mai ales de ziua femeii, îmi pare rău că sunt bărbat, dar susțin femeia. Între cer și pământ, nu bărbatul trebuie să existe, ci femeia. Numai că bărbatul e mai musculos, mai tare. Și atunci lumea spune că dacă Iosefina i-ar fi tratat mai puțin pe îndrăzneții locotenenți când Napoleon era în campanii, probabil că în codul Napoleon, Iosefina ar fi fost egală cu el. Dar atunci a zis nu, după. Există comentarii. Era la vremea adolescenței, consideram că omenirea a avut doar două genii, pe Eminescu și Napoleon. Când am ajuns la Paris și am fost în zona la și am văzut câte cărți era acolo. A fost așa, am luat un teanc așa de cărți, a zis, asta da. Mă vestem în sfârșit în paradisul informației mele. Merită să comentăm puțin cum l-a văzut Eminescu. Eminescu a discutat despre relativitatea timpului și spațiului cu 30 de ani înainte de Einstein. Știu că o româncă evreică i-a scris lui Einstein chestia asta. Știți că noi am avut un poet care a anticipat timpul și spațiul ca în maniera noastră și Einstein a răspuns, ei, Einstein era destul de ciufut ca și Newton. Ei, e ușor să spui, greu să demonstrezi. Adică l-a demonstrat. Mă rog, cam asta a fost discuția. Putea să spună, probabil. Să-i lăsăm. Dom'le, uite, am extras din asta, din Luceafăru. Timp și spațiu. El zice așa. Și porni Luceafărul. Și căi de mii de ani treceau în tot atâtea clipe. Și unde ajunge nu-i hotar, nici ochi spre a cunoaște, iar vremea încearcă în zadar din goluri a se naște. Această expresie, că vremea încearcă să se nască din goluri, mi se pare că este cel mai formidabil, cel mai inspirat, cea mai inspirată afirmație a timpului absent. Adică se naște din goluri, nu există. Cu alte cuvinte, nu se poate naște, nu există. Dați-vă seama, orice savant, oricine a spus, la început nu exista, cum a zis, zice astrofizica. Până la Big Bang n-a fost nimic. Uite cum o spune acest somn fantastic. Și vremea încearcă în zadar din goluri a se naște. Este o specie colosală, ca și aceea cu atât de fragedă. Este formidabilă exprimarea. Mi se pare că este... depășește tot ce ai putea să-ți imaginezi în materie de dragoste. Voi sunteți tineri, dar când a apărut, când formația mondială a cântat, a pus pe muzică atât de fragedă, o săptămână întreagă, zi de zi s-a dat la ceva colosal. Abia atingi covorul în vale și de la crește până în vale, mătasea sună sub picior. Auzi, cine a mai spus asta? Mătasea sună sub picior. Fiindcă avea papucei de aia de bumbac și pe mătasea ea făcea un mic zgomot.
m-a putut să exprime. Dar fiecare strofă din aia este un geniu. Trec mai departe pentru asta. Și căi de mii de ani treceau în tot atâtea clipe. Iată viteza cosmică. Căi de mii de ani treceau în tot atâtea clipe. Asta, timpul nostru de aici nu e egal cu timpul de dincolo. Deci, această imagine, el, probabil că era student, audiență, ducea la diverse cursuri, nu neapărat la o singură facultate, și că la vremea a început să se discute despre asta. În Geniul Pustiu face destul de multe discuții despre ideea asta. Dar în orice caz, modul în care exprimă el este colosal, este dincolo de. Ei au doar stele cu noroc și prigoniri de soarte, noi nu avem nici timp, nici loc și nu cunoaștem moarte. Altă expresie. Noi nu știm și cred că știm. Lermontov avea 20 de ani, era ofițer și a publicat Demonul, care este aproape ce spune Eminescu. Am citit-o când aveam 18 ani. Lermontov. De Demonul Lermontov. Și zice, ultimele versuri, exact cum termine Eminescu Ceafărul. Și lumea fără de prihană, nestinsa patimă umană, s-o tulbure nu poate în veci. Eminescu, ei au doar stele cu noroc și prigoniri de soarte, noi nu avem nici timp, nici loc și nu cunoaștem moarte. Tu vezi câte asemănare? Câte lucruri formidabile. Dacă mi-a rămas în minte de atunci, înseamnă că chiar m-a impresionat undeva. Înțelegi? La nivel profund. Bun. Vorbind de un timp, extind de multe forme, vorbind de un timp termodinamic, adică timpul curge de la ordine spre dezordine, de la negentropie spre entropie. E una din legile termodinamicii, legea a doua este dimpotrivă corpul noi, atâta vreme cât trăim, ajungem întâi la negentropie, după care coborâm. Este unul din motivele pentru care eu nu sunt de acord și n-am să admit niciodată teoria lui Darwin că evoluția se face la întâmplare. În viața noastră nu este întâmplare, este doar finalitate. Păi dacă se naște un mic, crește, da? Ajunge la apogeu în care este capabil de reproducere și până începe să coboare spre negentropie. Păi nu e un sens în asta? Bun, admitem că nu e sens în asta. De ce murim? Dacă mori, nu e un sens? Dacă e doar întâmplare, ar trebui să fie, uite, 1, 10, 1000 de indivizi din miliardele astea să nu mai moară. Că e întâmplare. Păi nu e deloc întâmplare. Este unul din argumentele cu care materialismul vrea să desfințeze, să doboare concepția religioasă despre lume, spunând că nu există finalitate. În momentul când spui finalitate, există Dumnezeu, Dumnezeu a hotărât lucrurile și atunci toate lucrurile au sens. Nu, nu. Există finalitate și nu are nicio legătură una cu cealaltă. Da, dacă viața are sens, atunci înseamnă că există o rațiune de dincolo de noi. Nu ne-am dat-o noi, ne-a dat-o Universul. Nu ne place cuvântul Dumnezeu? Universul, basta. Logosul. Logosul, poftim. Da. Pierd timpul să spun și cu asta, era drăguț cu explicația Logosului. În fine, grecii spuneau, fuge ireparabile tempus, timpul fuge ireparabil, deci ar fi sensul de extensie și iată că se vorbește că la un moment dat forțele care mențin în extensie Universul s-ar putea să fie dimpotrivă să se restrângă și timpul să devină reversibil. Uite ce lucruri interesante sunt comentate în ideea asta. Dacă prin timpul irreversibil un pahar se sparge, în momentul în care devine reversibil, din cioburile respective se reconstituie un pahar. Dacă noi ne naștem și murim, când timpul este irreversibil, noi murim înainte de a ne naște. Înțelegeți ce înseamnă reversibilitatea timpului? Ați prins ideea pe care vreau să o exprim? Da. Nu mi se pare că, este destul de... Iar David Bohm spune următorul lucru, dacă el zice așa, că în fiecare atom este scris întreaga noastră istorie. Zice, dacă noi am putea să citim într-un atom, am putea vedea pe Napoleon la Arcoli. Știți, el s-a înfruntat cu austriecii, n-avea curajul nimeni să treacă podul și el iese ca nebun în fața trupei și trupa îl urmează. Și bineînțeles că când au văzut pe împăratul, au fugit. Întrebat de talmă, era foarte bun prieten și împărații au prieteni. El a fost prieten cu un mare, cu talmă.
Talleyrand este dincolo. Și Talma îl întreabă odată chestia asta, zice, Sire, cum ai avut, îl chema la, probabil că ceai, cafea, bar, n-am ce beau ei la vremea. Zice, cum ai avut curajul să te, zice, păi zice, eu eram împărat. Ori mor cu glorie, ori mor viu, și, ori nu mor și câștig. Dar eram sigur că ea să spere de mine. Și altă întrebare era, zice, Sire, cum faci că tot timpul răspuns când ești întrebat numai în expresii celebre? Vă știți ce a zis? Zice, Talma, numai aparent eu răspund spontan. În realitate, tot timpul mă gândesc ce voi fi întrebat. Super! Așa cum Iisus putea să spună când vindeca acele boli grave, eu te-am vindecat, eu sunt Fiul de Dumnezeu, asta ziceți voi și cu puterea mea te-am vindecat, puterea Tatălui meu. El spune nu. Extrem de modest. Și eu mă cer cu toți oncologii de astăzi pe tema asta. Credința ta te-a vindecat. Chiar recent am avut o discuție cu un profesor. Domnul, în momentul când dumneata îi spui omul ăluia că nu mai decât 6 luni sau nu știu cât, în clipa aia ai blocat tot sistemul de apărare. Omul e ființă inteligentă. În momentul când am născut, a venit cu toate resursele inteligente necesare vieții lui. Dar eu blochez. Știu oameni care au murit pe asta, pentru că îi programezi și ai blocat sistemul imunitar. Nu. Trebuie să spui familie, omul acela trebuie să aibă sentimentul că trăiește. Că există o sursă pentru el. Bun. Nu vă mai spun cu Einstein, știm că cosmonautul care merge cu viteza cosmică, în momentul când se întoarce, toți ai lui au murit și el încă tânăr. Deci timpul se contractă. Iată câte forme. Există un timp circular, așa zisul ilotempore. Ilotempore înseamnă timpul de început. Este timpul arhetipal în care, prin ritualul religios sau și alte ritualuri, noi repetăm ce a fost la începuturi. Ce înseamnă să repeți? Eu spun următorul lucru. Când aveți o experiență tristă, deprimantă, stresul, nu există viața numai fericire. Dacă asta vă face cineva iluzie, chiar nu, înseamnă că nu înțelege viața. Există dezamăgiri de la dragoste până la tot ce vrei și ce nu vrei. Că asta e viața. Ei bine, când ești în această situație, fiecare stare psihică, asta vrea să rețineți. Restul e lectură. Asta vrea să rețineți. Fiecare stare psihică, ce vreți să vă spun? Că acum 20 de ani mi-am vindecat un cancer la care colegii mei spuneau că în 6 luni mă duc, refuzând să iau măcar o pilulă? Dar să vă spun de ce. Totul a rost. În momentul când tu bagi în creierul tău un cuvânt care are o semnificație nocivă pentru corpul tău, pentru sănătatea ta, în momentul ăla ai dat celulei acea informație și ea pe asta o face. Aici avem două registre, conștient și inconștient. Conștient este rațiunea care știe. Vorbesc și știu că spun, că vorbesc și știu ce spun. Dar subconștientul este rațiunea care nu știe că știe. Deci tot ce este aici eu îi dau subconștientului și el îl ia. Îi dau informație negativă, nocivă pentru corp, chimia lui este nocivă și el asta face, el nu judecă. Gândiți-vă că avem miliarde de celule, mai multe decât stele în galaxie, se spune, fiecare celulă are de la 1000 la 10.000 de reacții pe secundă, gândiți-vă, mulțiți cu cifra exponențială miliardele de miliarde de celule și gândiți câte reacții biochimice se petrec în corpul nostru ca noi să putem vorbi în clipa de față coerent. Dacă o reacție, un singur atom din creierul meu greșește, atunci vă spun, asta era, ce a zis? Top! Intrăm în com. Deci este în subconștient o inteligență, de aia eu nu spun inconștient, spun subconștient. Adică este sub celălalt, dar el nu e inconștient. Pentru că se petrec acolo niște lucruri fantastice. Eu nu-i spun inimii cum să bată, nici stomacul cum se digere, nici ficatul care e laboratorul nostru să fabrice enzime. Ci pur și simplu știe să facă. Păi gândiți-vă numai la această fantastică coordonare, sincronizare a tuturor reacțiilor noastre. Când suntem luciți, asta am făcut-o noi și vrei să-mi spui că asta a făcut-o întâmplarea? Hai să fim oameni serioși. Aceasta este o experiență pe care vă reproduc pentru că vreau să ajungem la concluzia următoare. Orice stare psihică are o chimie. În momentul când te supără cineva, e inevitabil. Brusc, știi că îți faci rău. Întoarce-te la un eveniment fericit în viața ta. Că ai fost odată îndrăgostit, că ai avut o nuntă frumoasă, că ai avut un succes teribil, că ai fost fericit, etc. N-are importanță. În momentul când tu ți-aduci în mintea ta
evenimentul fericit îl aduci cu energia din momentul în care el s-a petrecut. Acea energie are chimia ei, chimie favorabilă sănătății. Dacă asta rețineți, e mai mult decât tot ce v-aș spune mai departe. Asta vă permite vouă să vă mențineți nu numai sănătatea, și tinerețea. Dacă voi trăiți cu sentimentul că îmbătrânim ca așa îmbătrâniți și bunica și străbunicul, atunci, da, cuvântul ăla are energia și chimia lui și te îmbătrânește. În momentul când pleci și discuți, ești vesel, ești bucuros. În jurul nostru este un câmp, un nor de lumină, lumină cristică. Aia se imprimă în fiecare celulă, e sănătatea ta. În momentul când tu trăiești cu ideea, vă mai spun încă un lucru. N-am timp să vă derulești experiențele, dar am experiențe în mintea mea. Vă dau numai esența lor. Fixați-vă o imagine. Te uiți într-o oglindă. Care e imaginea? Uite, imaginea mea de 20, de 30, de 40 de ani. Rămâi pe aia. Și trăiești cu aia în minte, aia o dai fiecare celule. Eu ceea ce spun, repet, nu am timp de derulat experiențe. Ca să vă spun că sunt, ceea ce spun eu acum, bazează pe experiențe. V-am spus că așa mi-am obținut tot ce am făcut în viață. Întâi am scris inteligența și până la făcut profesor. Nimeni nu mă credea. Nici voi n-ați fi auzit dacă eu nu eram profesor. Dar scriind asta a zis, băi, totuși un profesor înseamnă că știe ce spune. Altfel era o carte, a scris unul, o carte bizară pe vremuri, care nu știe nimeni. Înțelegeți? Am spus, am nevoie de o carieră universitară ca să-mi credibilizez ceea ce scriu. Această altă modalitate de a vedea lucrurile. Rețineți asta. Ori de câte ori e supărat, imediat știind că îți face rău, du-te la o experiență din viața ta. Fiecare dintre voi aveți o experiență fericită. Este exclus. Deci asta e funcția memoriei. Absolut. În combaterea îmbătrânirii. Absolut. O să vorbim despre memoria mâine. Da. Și sunt foarte multe cuvinte care au sens negativ, pe care trebuie să le eviți. Din îndoiala, de pildă. Orice lucru pe care îl faci cu îndoială, te duci la un funcționar. Bă, crezi că mi-aprobă ăla. Dom'le, ăla ți-a primit câmpul tău, merge înainte. Și ăla ți-a primit informația și, hai domnule, fii serios chestia asta, ta nu știi că nu se poate. Dacă te duci dimpotrivă, se poate. El primește aceste informații. Astea sunt lucruri banale, dar care în viața de zi cu zi au o importanță colosală. Colosală. Am avut o comunicare la Academie punând această întrebare. Viața noastră se scurge, deci energia se termină. Dar substratul oricărei existențe este câmpul cuantic. Energia este infinită. Atunci de ce murim? Deci de ce moartea într-un câmp cuantic, am spus eu, într-o energie cuantică? 2. Nu știm cine a stabilit timpul diferit de existență la diversele specii. Până în epoca tribală, omul trăia 24-25 de ani. Știm asta după o semintele care le-am găsit. Mă gândeam că dacă un om inspirat i-a spus lor, va veni timpul când o să trăiți de 3 ori mai mult, adică 75 de ani. Nimeni n-ar fi crezut. Nimeni. Hai lume, fii serios. Și gândiți-vă că în 1950, în 1900, media vârstei era de 50 de ani. Se murea enorm de mult la naștere. Acel Sibyl Weiss, care era la Viena, a sesizat săracul că în momentul când femeile erau parturiente care nășteau, le examina, toate femeile din acea zi pe care le-a examinat făceau febră puerperală și mureau. Și tipul nu era tâmpit, a zis, nu cumva eu am transmis boala de la una la alta? Și a zis, hai să mă spăl pe mâini. În clipa aia nu s-a mai îmbolnăvit niciuna. A spus asta colegilor lui și rezultatul. Nu credeți că medicii sunt mai grozavi decât alții. Tot niște oameni prăpătiți sunt și ei ca toată lumea. Și zice, întâi l-au trimis la spital de nebuni, păi urmă s-a dus la Budapesta și s-a spăzurat. Dar astăzi nu se moare la naștere pentru că noi am învățat de ce să ne spălăm pe mâini. Pentru că Pasteur a făcut niște lucruri extraordinare ca să demonstreze legătura dintre microb și boală. Pentru că te uiți pe palme, ai domnule, unde vezi nea ta boală? Pentru că noi suntem condiționați să percepem lumea tridimensional. Voi exista și vă văd. E un adevăr. Nu mă poate contrazice nimeni. Dar dincolo de ceea ce văd, există un alt univers, o altă lume. Aia devine incredibilă. Dumnezeu nu e o formă, nu e o formă. Dumnezeu e un câmp de energie. Noi ne lăudăm că producem medicină, că facem medicină, niște experiențe formidabile.
Nici o moleculă nu o inventăm noi. Celula este vie și când o iau, o iau cu forța ei care câmp. Nu pot să... Este ca și cum ar vrea să iau un deget și nu pot pentru că iau toată mâna. Așa luăm noi moleculele astea vii, le punem într-o soluție care am măsurat-o și zicem ce deștepți suntem. Nu suntem deloc deștepți. Pur și simplu, mergem în experiență în experiență. Asta e realitatea. Sigur că ne putem face deștepți. Eu pot să vă spun că sunt genial. Și trei cuvinte mă pot desfința, evident. Nu suntem decât oameni. Nimic mai mult. Dar să înțelegem lucrurile, să ne îmbătăm cu apă rece. Să înțelegi lucrurile în esența lor. Reducerea la esență înseamnă inteligență. Reducerea la banal înseamnă mediocritate. Nu fiți mediocri. Foarte frumos. Nu-i așa? Bun, pardon. Bun. Atunci, există premize ale unei vieți prelungite? Pe mine o interesează nu să trăim mult. Ce folos ai dacă trăiești mult și te bai de tine, de-abia te miști? Nu. În primul rând, ai nevoie de un creier. Creierul conduce corpul. Creierul este ca mușchiul. Nu-l folosești, se atrofiază. Trebuie să menții în permanență creierul. Avem N experiențe pe domeniul ăsta. Spuneam că avem premize. Iată acest chinez Li a trăit 250 de ani. A murit în zilele noastre. A avut vreo 8 neveste și vreo 114 copii, parcă. De unde știm? La început, îi întreba ce împărat a fost pe vremea când el a început să conceze lumea. Dar ăsta, norocul a fost că a făcut armată. Și l-au pensionat la 60 de ani și tot în 60 de ani e de decorație. Și așa știm că s-a scris undeva. Dar omul s-a însucupat decât de asta. N-am timp să detaliez. Poate ne mai întâlnim și altă dată. Să vă detaliez cam ce făcea individul ăla. Bineînțeles că le-am citit. Bun. O premiză. Doi. Am avut un român, popul chema, dintr-o comună din Cluj, s-a născut în 1804, când Napoleon a avut puterea de la Amiens și a murit în 1948. Era un tip care n-a dormit niciodată într-un pat, dormea cu capul pe buștean, n-avea familie, avea o olcică legată de brâu și făcea diverse servicii de astea, tăia lemne una alta, și îi punea o ciorbă și asta era toată viața lui. L-a studiat în Aslan. Deci iar avem date scrise. Eu discut nu de... 100% 1804. 1804. Bătălia de la Amiens. În condițiile bănesc Austro-Ungare apare asta. Probabil. În condica, scuzați-mă. Da. Cred că da, la vremea aia da. O comună de lângă Cluj. Bun. Mai mulți au trăit așa. Și era Muslimov, Azerbaijan. Tot așa, 148 de ani. Bun. De ce murim? Pentru că sistemul nostru imunitar, timusul, care instruiește celulele noastre, limfocitele, să combată germenii. Deci, revin cu ceva. Tot ce se întâmplă în corpul nostru este o inteligență absolută. Gândiți-vă că este o structură care limfocitele mele care trebuie să combată virusul, ciuperci, etc., sunt instruite. În timus. Numai că la 60 de ani timusul mai are doar 5% din el. Scăzând capacitatea de apărare, apar bolile cronice, elemente de ordin inflamator. Din cauza bolilor cronice, noi murim foarte tineri. Adică ar trebui să trăim 130-140 de ani. Asta spun japonezii. Dar ajung puțin la asta. Murim din cauza degradării oxidative a proteinilor care sunt substanța de bază a existenței noastre. E bine, se fac cercetări și studii în genul ăsta și iată pe acest Ralman, un ceh, un croat care trăiește, lucrează la Universitatea René Descartes, la Paris, a studiat pe o serie întreagă de microorganisme numite rotifere. Rotiferele astea au fost descoperite de Leeuwenhoek, care era lustruitor de, olandez, era lustruitor de lentile. Și într-o zi are cheful ce a venit, nu știu, 200 de ani aproape înainte de Pasteur, a luat de pe casă din praf și le-a pus pe o lentilă și s-a uitat la ele. Este prima descoperire a unor microorganisme dincolo de capacitatea mea de a vedea. De aceea noi nu vedem nici soarele cât de mare, nici pământul că e rotund, etc., etc. Noi vedem o lume în care suntem programați așa. Dar atenție, alte specii văd altfel lumea. Broasca, dacă îi pui, se hrănește cu insecte, dar dacă pui insecta fixă, nu o vede. Ce se mișcă.
Insectele cu ochii mozaic văd în universul. Noi vedem universul ăsta. Cu alte cuvinte, fiecare specie este programată să vadă realitatea ei, pentru că cu aia trăim. Dacă eu nu v-aș vedea așa, n-am putea să discutăm unii cu celălalt, nu? Aici este o altă inteligență a naturii, apropo de inteligența materiei. Așa am scris eu această carte. În spatele fiecărei realități am descoperit care este elementul de inteligență care a condus asta. Mă laud dacă vă spun că lumea nu se scrisese la ora respectivă o carte ca asta. S-au scris pe segmente, pe fragmente, dar o carte ca să pine de la prima undă de lumină până la complexitatea funcțională a creierului nu făcuse încă nimeni. Dar eram tânăr, eram puțin împăsat mie de ce zic ceilalți. Ca la tinerețe, ai forța aia în care crezi că învingi totul și bine să o folosești. Bun, ei, acest Radman a studiat moleculele acestor rotifere, care sunt vreo 15 specii, și găsește că acestea sunt nemuritoare. Cred că nu ați auzit până acum de asta. Deci, în forma lor vie, se hidratează și este un microorganism. În momentul în care condițiile nu s-au schimbat, se deshidratează, fenomen de disicație, și trăiesc așa mii de ani. Sunt peste tot, în nisipă, case, unde vrei și unde nu vrei, pe muși, pe copaci. Ei, a studiat asta, el spune că a descoperit molecula care se opune oxidării proteinelor, degradării oxidative a proteinelor și că la timpul respectiv ar putea să o comunice. Acum, adând vedere pe ghiță sau cum îi ziceți voi, că eu nu știu engleză și nici nu știu, nici nu vreau să-i spun altfel, că l-am auzit în 2017 că are nevoie de un virus ucigaș pentru că lumea s-a mulțit și resursele... Îi ziceți de Bill Gates? Bineînțeles că da. Bineînțeles că da, dar eu, afară de ghiță, nu pot să-i spun. Pentru că eu am învățat carte pentru mine, tatăl meu s-a jucat pentru mine și pentru frații mei care au făcut facultate, n-am mâncat din banii lui ghiță. Ce are cu mine? Ce are cu tine? A? Corect. Hai să avem rezon, coane, pănică. Păi, nu, dar să nu ia de tâmpiți. Eu admit orice. Dacă tu ești mai puternic și eu sunt mai slab și tu zici, bă, faci ce spun eu, pentru că altfel îți spui. Cata, coane. Dar dacă vii și mă bați pe umeri și îi spui, vai ce prieten ești cu mine, dar știi ce e democrația? Cu o mână te bat pe umeri și cu stânga scot pormoneu. Mersi? Adică nu mă fă tâmpiți. Eu sunt un generos, dau bani pe ce vrei și ce nu vrei la oamenii necăjiți. Dar nu mă obliga. Nu mă minți. Fii corect. Eu când am venit băiat de la țară și am văzut că ăștia, colegii mei, erau fii de unuia și de ministru, mințeau, destingeau apele, n-aveau cuvântul. Zic, nu se poate așa ceva. Pe cuvântul meu. M-am născut într-o familie de oameni simpli, dar știu ce asta. Din clipa aia, eu n-am mai avut prieteni. Toată viața mea decât 3 prieteni. Păi mă vedea, studiam, eram la vremea respectivă antologie filozofică. Îmi zicea Kant, Beethoven, ce vrei, ce nu vrei. Niște porcării cum nu-ți poți imagina. Păi eu înțeleg tinerețe și surplus de energie, dar folosește-l cum l-am folosit și eu, să mobilez creierul, cultura, nu să-l faci tot soi de chestii. Nu vă spun ce porcării făcea. Nu mai discut că dacă adormea unul îi dădea cu pernă în cap, îi mângeau cu cretă, da, cu cremă, dar nu vă spun unde. Bun. Telomerii. Telomerii sunt niște mănuși, dacă vreți, ca o mănușă care sunt puse la nivelul cromozomilor ca să păstreze în momentul când se dublează spirala, trebuie să păstreze integritatea lor. Telomerii sunt foarte sensibili la stres. Mă supăr, am depresie, mi-e frică, telomerii se scurtează. Cu fiecare scurtare a telomerilor se scurtează viața. În momentul în care s-a ajuns la limită, viața se termină. S-a terminat. Ei bine, acești telomeri pot să fie refăcuți în anumite condiții. O să discutăm repede chestia asta, că merită, ca să înțelegem viața, ce posibilități avem. Și să înțelegem că stresul acționează și la nivelul ăsta. Repet, a mea oară, nu putem trăi fără stres. Aceasta e lumea. Când m-am rățuit eu cu ei și le-am scris că dacă vrei să fii mentor social și vrei să faci un model social, nu-l faci pentru gâze, nu-l faci pentru șoare, ci faci pentru oameni. Dacă faci pentru oameni, gândește-te la psihologia și biologia lui. Dacă nu, stai în banca ta și nu mai
pedepsi lumea cu tot soiul de idei stupide, cum a făcut Marx și atâți alții. Logic, nu? Dacă eu mă fac pe deșteptul și fac un model social, dar nu-l fac pe biologia, psihologia matală, o fac pe a mea. Păi dar noi nu suntem egale. Și atunci, ce-mi pasă mie? Că îmi folosesc tot neamul meu să pricopseste, că asta e. Ce înseamnă politica? Să ajungi la resursele unei țări. Poate mai discutăm. Eu n-am ajuns. Se și vede. Poate mai discutăm noi. Suntem la Marami. Au, dragule, poate mai discutăm noi. Dar impresia mea este că tot dezastrul lumii vine de la politică. Dar nu arătați spre mine, vă rog. Ar trebui ca noi să creăm un organism științific, pentru că viața este știință. Ce fac eu aici nu este politică, știință. Și noi facem educație și asta lipsește în politică. Educația, asta este problema. Deci spuneam că telomerii aceștia pot să fie refăcuți și o să discutăm condițiile și modul de gândire. Uite, există centrala energetică a corpului nostru, mitocondria. Mitocondria a fost foarte surprins. Aici am eu marea nelămurire. Mă înțelege ce spun acum? Voi ați citit vreodată despre experiența morții clinice? Da. Da. Eu am scris Mintea de dincolo. Ei bine, un reparator de băi, cum se cheamă ăștia, lăcătuși mecanic, cum se cheamă ăștia? Instalator. Instalator. Un instalator din ăsta american se ducea, era necăsătorit, se duce într-o seară pe o stradă întunecoasă să cumpere ceva. Și un nebun care nu avea farurile aprinse, trece peste el, face praf și pulbere, are o comă și ajunge în dimensiunea de dincolo și îl însoțește un personaj care îi spune o mie de alte de lucruri, dar îi vorbește despre mitocondrie și cu întreține. Cu termeni științifici. Ăsta îi revine, de șansa lui, o evreică, se căsătorește cu el și îl ajută pentru că rămăsese cu mare dificultăți, dar în mintea lui a rămas toată povestea asta. La sfârșit el îl întreabă, dar cine știu de știi toate lucrurile astea? Ei, asta mă codez să vă spun sau nu. Răspunsul a fost așa. Eu sunt cel pe care voi îl numiți Iisus. Când a început să-i vorbească despre deriboză, acid alfa-lipoic și o chimie, cât susțin eu că Iisus a fost cel mai mare învățător a tuturor timpilor, mai mare și decât Buddha și de Pitagora și oricine vrei, pentru că ce spune el sunt superpozabile unul pe unul cu principiile fizicii cuantice și ale psihologiei normale, nu psihologia trădătorului, nu psihologia banditului, psihologia aia normală, umană, a principiilor umanitare, a renaștere, dacă vrei, ne întoarcem la renaștere. Deci, oricât am crezut eu, dar să aud vorbind din, la nivelul ăla, el vine și spune la soția lui, dragă, că i s-a spus, du-te și spune oamenilor ce ai văzut. Și dragă, cum să spun eu? Cine mă crede pe mine? Zice un prăpătit de instalator, spune. Băi, aia dă un răspuns formidabil. Evreii când sunt deștepți, sunt deștepți, trebuie să recunoaștem. Și zice... Iisus însuși era evreu. D'acord. Da, păi, numai asta, dar a venit unul și a spus de ce să nu-l revendicăm pe Iisus, că doar era de-al nostru. Păi bune. Aia îi spune următorul lucru. Dragul meu, ei, cei care te ascultă, au doar Universitatea Pământului. Tu ai pe lui Dumnezeu. Păi e formidabil. Ai Universitatea lui Dumnezeu. Adică el venea cu știința de acolo. Și realmente întâlnește un cardiolog, fac împreună o colaborare și o să întreagă de bol de inimă s-au rezolvat numai pe aceste lucruri. Dacă odată vreți să vă spun despre ele, vă pot discuta. Ei, asta este mitocondria care este organism. Și mitocondriile sunt majoritatea lor în creier, în mușchi, în inimă. Adică în zonele unde avem nevoie de foarte multă energie. Și ele cu timpul, cu vârsta, încep să scadă numărul lor. Există o cale, deci, de a reface mitocondriile și de a menține traiul de tinerețe. Am spus, important este nu să fii un om care te târești la 80 de ani, ci dimpotrivă să fii productiv. Inclusiv endocrin. Inclusiv endocrin. Asta înseamnă să menții tinerețea. Bun. De ce râdeți? E colosal de important. Bun.
despre hrana longevității. Nu vreau să vă să discut cu voi asta. Noi vrem să și comandăm hrana asta a longevității. Foarte bine. Deci, la Wisconsin Madison am fost acolo, dar am fost pe totul altceva, nu la laborator. M-aș fi lăudat și eu, uite, am fost în laborator, dar na, eram pe lângă. Deci am fost acolo pentru niște aparatură pentru secția mea. Un anume tip Chiang în 2009. Acum are în jur de 70 de ani, dar nu-i dai mai mult de 45 de ani, părul negru, chinez. A descris ceea ce se cheamă partitura tinereții, formată din 52 de enzime. E, hai să vă spun acum care sunt condițiile favorabile acestor gene și nefavorabile. Cum să vă păstrați această partitură a tinereții? El spune fiecare enzimă este o notă muzicală care compun simfonia vieții. Foarte frumos altfel descrisă. Și eu aș fi deschis-o la fel, dar a făcut-o altul. Înaintea mea. Bun. Dieta hipocalorică. Adică am auzit pe unii, păi am făcut eu facultate să n-am eu fripturica și vinul meu seara asta. Nu. Eu când pot să evit să în seara, zic, a, ce bine, am învins. Nu ai câștigat, ai învins. Dacă vreți să nu vă îngreșați prea mult pentru să nu duceți un geamantan cu inima aia, pur și simplu, luați numai două mese pe zi și seara nu mâncați peste ora 5. Aia se depune toată, pentru că tot ce facem noi în timpul zilei, și o să fac chestia asta, trebuie să vă spun neapărat, hrana asta ne dă energie pentru activitatea de zi. Dar în momentul în care mănânci seara peste ora 8, stai în fotolul, televizorul, toate astea se depune. Depunerea acestei grăsimi este la nivel abdominal, la nivel de inimă, constrânge toate celelalte organe și iată-ne cu vârsta, cocoșați, de-abia ne mișcăm. Dar în primul rând, nu numai ne merge creierul, dar creierul nu-ți merge, organismul nu are cum să fie. Ce să faci fără creier? Iar dacă ați citit pe Edgar Cayce, mie îmi place să-i spun Cayce, să-i spun Cayce, marele oracol al Americii, domnule, el a numit în 45, era fotograf. A spus toate lucrurile astea. Dar el le spunea în stare de autohimnoză. Când venea cineva la el, intra în autohimnoză și spunea diagnostice. Unele din remedii pe care le dădea erau cu numărul 45-45, strada Auton, Paris, numărul 9. Americanul care avea bani să ducea acolo, ar nebunea, zice, domnule, ăsta este un medicament în experiment. Ce spion v-a spus voi chestia asta? E, ăla a spus în stare de autohimnoză. Asta înseamnă că există dincolo dimensiune în care toate lucrurile se știu, ca și în subconștientul nostru. Dacă eu aș ști să citesc în subconștientul meu sau al vostru, v-aș spune toată istoria Universului și a voastră. Totul e înscris. Există o logică a Universului, că de-aia spun, m-am tot întrebat să vă spun cum văd eu lumea sau cum scriu cărțile. E o mare diferență. Acest neurochirurg, Ibn Alexander, care a avut o comă cu Escherichia coli profundă, creierul a plutit într-o masă de puroi, lucra la Harvard, a făcut și chimie, și în momentul în care era în comă și își revine, spune un primul lucru, dă un gir rugăciunii. În America, ciuda faptului că ăia care vor război sunt unii, dar în partea alaltă, americanilor, care noi nu o vedem și nu o citim, că nu scrie despre ei, sunt oameni extraordinari, oameni de știință, oameni luminați. Nu pot să spui America este făcută numai din gangster și din golan care trag cu pistolul. Va fi o greșeală. Adică, cum să spun, dai cezarului și al cezarului. Nu iubesc pentru că fac războaie peste tot, dar asta e altă discuție. Nu fac ăia războaie, fac alții. Ca și la noi, politicienii. Cayce, sau Cayce, intra în stare de autohimnoză și obținea informații despre întregul univers. Ați spus ceva de rugăciune, să nu uitați. Așa, da, revin la asta. Și el, și Ibn Alexander, vedea niște oameni care erau îngenunchiați și se rugau. Spuneau că în America este posibil când un om are o boală irecuperabilă, rudele, familia să se adune sau prietenii și să se roage. El, fiind în comă, neurochirurg, spune, vedeam niște siluete plecate și simțeam că de la ei vin niște fluvii de energie și știam că am să mă întorc. Ceea ce s-a și întâmplat. Asta dă un gir extraordinar. Și Institutul Universitar din California la fel. Ei au
Ne place o ne place, pleca de la religie. Religia e cu rugăciunea, nu? Și dacă vreți ca ceva să vi se întâmple, nu spuneți. De ce intelectualul nu are? Poți să se roage cât vrea din vârf. Putem da și mie, dăm și mie să câștig niște bani că vreau și să mă duc să mă distrez. O să-ți dea palme. Aia, amărât aia, care am văzut-o eu nu odată, cu lacrimi în ochi și inclusiv la Sfântul Mormânt când a apărut lumina. Eu, intelectuală, m-am dus să văd de adevărată. Aia era într-o bluză de tort, probabil că era rusoaică, în genunchi, și când a apărut lumina, Boże, Boże, a venit tibe, Doamne, Doamne, te văd. Și am zis, uite, eu am venit să văd dacă există, ca Toma de Credinciosul, asta crede. Pe asta, pe ea o ascultă Dumnezeu, nu pe mine intelectuală. Aia era fervoare. Dacă te rogi cu această fervoare, obții ceva. Deci el, spuneam, institutul inimii pleacă de la chestia asta și a amânat o să întreagă de lucruri. Cu cât un număr mai mare de oameni se sincronizează în același timp, în același moment, cu atât efectul este mai mare. Au anulat, de pildă, unul din bombardamentele asupra Irakului când era un război cu Irakul. Ordinul de bombardament îl dădea decât președinte. La ora 21 seara ei aveau informația că Bush va comanda bombardament. Adună câteva mii de oameni, se concentrează să anuleze bombardamentul, deci rugăciune în termen laici, dar iată, nu la termen canonici, dar iată că și în termen laici lucrul funcționează. Pentru că ce este rugăciunea, de fapt? Este un câmp de energie care să simte o entitate căreia îi soliciți ceva. Cu cât câmpul de energie este mai puternic, cu atât mai mult se roagă sincron spre acel lucru, cu atât efectul e mai mare. Și pur și simplu, cu câteva minute înainte, el a anulat bombardamentul. Dar nu este singura experiență. Am vrut să spun de validarea rugăciunii, care este foarte importantă, dacă vreți să vă rugați. Așadar, condiții favorabile acestei partituri sunt dieta hipocalorică. Nu mâncați seara, nu mâncați grăsime multă, mai ales carnea roșie și chiar OMS-ul o recomandă. Discutăm puțin mai încolo despre asta. Gândirea pozitivă nu mai discutăm. Toate cuvintele au semnificație. Știm acum că tot ceea ce are semnificație pozitivă activează creierul stâng, zona frontală și negativă drept. Îi spui unei femești frumoasă. Există rezonanță magnetică care vedem, ne permite să vedem ce se întâmplă chiar când ai spus asta. Imediat zona prefrontală stângă se luminează, se activează. Îi spui, ești incapabilă. Zona prefrontală dreaptă se activează numai că cu o viteză de 4 ori mai lente, ca și cum creierul refuză insulta. Că de-aia m-am înfuriat eu pe justiția noastră când au dezincriminat insulta. Și atâția oameni au murit pentru că sunt niște dobitoși care calumnează oameni pe nedrept și oamenii au făcut infart, au murit, pentru că cineva, nu mai spun cine... Spun eu, în 2005... Ministrul Justiției Monica Macovei a scos calomnia din codul penal. Da. Eu nu îi spun Macovei și alt termen și de-aia nu vreau să spun. La masă! Bun. Bun. Deci, activitatea fizică. Mișcarea. Nu uitați, mișcarea e bună creierului, inimii, mușchilor. Cel puțin 5 km de 3 ori pe săptămână faceți asta. Dar ritmul puțin mai alert. Nu lent. E obligatoriu. Nu zi de zi, dar măcar de 3 ori pe săptămână. Eu mi-am făcut rost de niște halteri, niște... merge foarte bine. Am oximetru și mă uit imediat ce oxigenare am la nivel de creier. Simplu. Și nu vă vine să credeți că după o mișcare de asta, care nu e nemai mare grozăvie, ajung la 98-99% oxigenare. Păi, formidabil. Am pus să lucrez cu un creier foarte bun. Făceți lucrurile astea. V-am spus că am să vă spun și lucruri din experiență concretă. Că de teorie sunteți sătuitoți. Bun. Condiții nefavorabile. Dieta hipercalorică. Să mănânci ca prostul. Sedentarismul. Faceți mișcare, fraților, dacă vreți să trăiți mult și bine. Aditive alimentare, din păcate. Stresul. Gândirea negativă. Vă mai spun un lucru. Credeți, nu credeți în Dumnezeu sau în Iisus? Dacă aveți chef vreodată să vă amuzați pe seama cuiva, nu faceți pe seama acestor entități sacre. Știu familii întregi cerate de cancer. Știu familii întregi. Ce spun acum, mă cutremur. Am vrut să spun de multe ori la televiziune, dar a fost teamă că sar în capul meu
Adică oameni care au blasfemiat. Absolut. Unul era șeful meu. Ce vii cu chestii de astea? Înjura? De cele sfinte? Nu, nu înjura, că era un tip foarte civilizat altfel. Dar era invidios și răutăcios. Eu vii cu chestii de astea. Cancer el, cancer copiii lui, amândoi unul după altul. Și știi ce copii erau? Excepțional. Excepțional, niște adorabili. Serios, cum îți... Da, știi cum e? Dacă se acumulează o energie negativă prea mare, atunci urmează seria. Și cei nevinovați plătesc. Vă spun lucruri trăite, nu auzite. Vreau să vă spun că după ce am murit, vine o bolnavă la mine și îmi spune, știi, mai trăiește, nu. L-am visat și știi ce mi-a spus? Nu. Să-l ierzi care mare de liniște unde este. A? Dar era oribil. Eu am fost cumplit de durerat și am și scris în cărțile mele despre moartea tatălui meu, pentru că am fost conștient că dacă el nu stătea de scuz, noi nu eram ceea ce suntem, eu și frații mei. Și exact atunci se găsește să facă așa un scandal ăsta idiot. L-am iertat, n-am scris rău despre el, dar lucrurile s-au petrecut așa. Așa. Nu vă jucați. Și încă știu de la Ieșeni, la Sfânta Paraschiva, feriți-vă să spuneți un cuvânt. Sunt lucruri care nu vă vin să credeți. Eu când spun lucrurile astea, nu fac din bigotism. Nu. Sunt lucruri pe care le aud și înțeleg că trebuie să ținem seama de ele. Atât. Bun. Trec mai departe să vă spun doar atâta. Și terminăm. Mai sunt 3 minute. 10 minute și după aia luăm întrebări. Și... Da. Uite, sunt doi indivizi care au dat indicații de tratament. Văd, sunt Hiromi Shinya, acest japonez, care a plecat din Japonia și ca chirurg, a lucrat în America. Din păcate nu și-a putut salva soția, dar cu timpul s-a experimentat. Intrând pe tubul digestiv, el constată că 6 luni pe an lucra în America, 6 luni în Japonia. Și deschizând tubul digestiv, constată că japonezii până la război, până au venit americanii să nu se ocupe, că nu-i frumos cuvântul ocupat, să-i salte, nu? Să-i democratizeze. Da, da, mă rog. Așa? Ei aveau hrana aia mediteraneană, mă rog, de mare, și aveau foarte puțin cancer și boli degenerative. După ce au venit americanii cu lactate, carne și pâinea cu de grâu și McDonald's, s-a întâmplat un lucru. Au crescut înălțime, dar au făcut cancer ca și ceilalți. Hrana americanilor este hrana noastră. Și noi mâncăm la fel ca ei. Pâinea aia, toate carne, absolut nu e nicio diferență. Sigur, mai e una diferență că îi pun zahăr în și friptură și în tot soi de lucruri și mănâncă, nu știu cum, friptură cu zahăr. Râzi, dar eu când eram în America... Știu. Știți ce fac? Pun zahăr în mâncarea vacilor. Și, mi-a adus aminte și de carnea Angus, adesea în America, e mai dulce decât carnea Angus din Europa. Este un adevăr. Că mi-a adus aminte și au o dependență de zahăr din hrana animalului pe care apoi îl sacrifică. Îți spun altceva. Rănesc vitelele în grajd cu hormoni. Sintofolin. Sintofolinul, că de-aia femeile sunt mai grăsuțe, că dețin apa. Ei, laptele ăla de vacă, îl beau inclusiv copiii noștri. Când e băiat și ajunge la pubertate, spârcul lui e atât. Ai înțeles? Pentru că ăla nu mai poate fi bărbat hrănit cu sintofolin. Asta e un lucru foarte grav. Eu am fost de mai multe ori în America. Întâi am văzut fetițe de-astea. Eu le-am obișnuit cu Hollywood. Unde vezi, domnule, frumusețele alea? Dumneavoastră ați căutat frumusețe în America? Domnule, nu ești... Mihai, nu ești om normal dacă n-ai ochi pentru. Și fii atent. Și văd eu niște balabuste, dă-le așa. Poi zic asta. Niște balene. 16 ani. Și zic că ăstea albe. Nu trece puțin și văd și chinezoaică, văd și o negresă și atunci am înțeles, asta e hrana. Asta e hrana lor. Hrana lor. Deci extrem de mare. Deci, ce spune acest japonez? Tubul lor digestiv, intestinul lor, erau înainte de hrana asta, europeană și americană, pe care o avem toți, suple, normale. În momentul când s-au trecut la hrana asta, este inflamat, pur și simplu. Asta înseamnă cancer de colon și pe ele fac mai ales cancer de sân. Ce spune el?
carnea și lactatele. Noi nu avem suficiente enzime să o digerăm. Și atunci ea rămâne în colon, fermentează, emite substanțe toxice care se duc și dă migrenă, dă toată și în final poate să-ți dea inclusiv cancer. Ei bine, e spune-mă două lucruri. Pentru asta recomand două lucruri. Să nu lipsească de la masă fructele și zarzavaturile proaspete. Dar atenție, nu fructele cu picături pe ele, care sunt deja oxidate. Deci, odată, salatele și legumele proaspete, nu alea care stau pe galantar până se usucă, ci proaspete, de-aia era bine să ai o sursă la țară. Păi ce salata din grădina mamei se compare cu leșinătura asta care mâncăm noi aici? Hai de capul nostru, ce mâncăm? În fine, asta este. Până ne mănâncă ea pe noi, de noi pe ea. Păi, asta se întâmplă. Deci, asta una din soluții. Carnea redusă la minimum, la minimum. Lactatele și carnea, spuneam, fermentează. De aceea trebuie să vii cu fructe și legume proaspete ca să aducă enzime pe care le consumă, pe care organismul nu le are suficiente. Doi, el recomandă și el am experimentat la mare cu destul de mult succes. Mercola are altul, dar vă spun imediat. Recomandă chestia asta, zice, dimineața când vă treziți, beți o cană de apă și după 20 de minute sau o jumătate de oră, un fruct. Până la ora prânzului nu mai mâncați nimic. Dacă vi se face foame, mai mâncați un fruct. Înainte de, sau bea apă, dacă, înainte cu o oră de a mânca, nu mai beți apă ca să nu se dilueze. Asta una din căi. Faci din când în când, nu zi de zi. Evident că nu, zi de zi. Există o teorie că masa principală este micul dejun. Nu e adevărat. Mercola zice altfel, altceva. Zice, tot așa spune și el, ultima masă ca și, și în ea la fel, ultima masă nu fie mai târziu de ora 16, 18, pentru că se depune. Mercola zice următorul lucru. Ultima masă să fie 5-6 după amiază, iar micul dejun să-l amâi cel puțin după ora 10-20 dimineața, nu imediat, ca să se facă un interval de câteva ore, 16 ore, între ele. Am pus-o pe nevasta să le numere, că la matematică doctor este slab. Și am zis, bă, a ieșit 16 ore sau n-a ieșit? Ea e ingineră. Înțelegi? Bun. Păi altfel mă ziceam inginer dacă... Ei, astea sunt lucrurile prin care noi să ne putem menține sănătatea și pe cât posibil, feriți-vă, sunt peste 100 de neurohormoni care cer să mâncăm în creier. Oamenii care sunt grea nu e vina lor, dar trebuie să-i înveți, să-i spui, uite, fă efortul ăsta. Când eram în clinică și aveam câte unul ăsta, făcea accident vascular, spuneam, domn dragă, mai slăbiți, zice, domn profesor, zice, nu mănânc nimic. Zice, dragul meu, numai la Auschwitz ăia n-au mâncat. Și nu s-au îngreșat. Înțelegeți? Ei, mă opresc aici, spunându-vă următorul lucru. Da, sunt șanse să ne menținem starea de tinerețe, dar nu e important atât. Să ne menținem starea de sănătate. Sănătatea corpului, sănătatea creierului. Știți ce zic? Ei, dar ei au formulele aia, mie nu-mi place să spun. Creier, burtă mare, creier mic. Eu nu pot să spun asta. Înțelegi? Folosesc alte expresii. Dar aia ca să convingă oamenii. Deci e nevoie pentru sănătatea corpului somatică, este nevoie pentru creier, pentru inimă și, atenție, tot ce aveți în creier, cum spunea Mihai, se somatizează în momentul în care te-a mis subconștientul. Vrei să fii sănătos, dă-i numai formule favorabile, îl programezi, îi spui inima mea e sănătoasă, chit că e bolnavă. Dacă spui inima mea e bolnavă, se facă sănătoasă sau dacă te rogi, asta înseamnă că timpul în care tu spui vindecă-mă sau Doamne ajută-mă să mă vindec, că corpul tău sau organul respectiv este încă bolnav și cu energia, chimia aia de boală și nu te poți vindeca. Dacă spui că dimpotrivă stomacul meu e sănătos sau ficatul meu e sănătos, tu aduci subconștientului chimia sănătății ca să te faci bine. Deci asta este, citesc destule cărți, psihologie, tot ce vrei. Văd că psihologii nu vorbesc chestia asta. Numai că cea mai grea materie care am avut-o eu în facultate era biochimia. Și dându-mi seama că e grea, învățam absolut după fiecare lecție, am învățat și știu și acum formulele de atunci. Când le spun la ăștia formulele de alea kilometrice, nu mă cred. Dar mi-a rămas pentru că atât eram desperiat că această treabă să o știu. De ce? Când eu am făcut neurologie, n-aveam decât un ciocan de reflexe.
Restul știam despre chimia creierului. Ziceam, dom'le, eu îi dau alea B1 pe 6 când îl doare sciaticul, dar n-am demonstrat că acolo lipsește B1. De ce îi dau? Ei, ulterior a început să apară chimia și mi-am însușit-o destul de mult. De aceea spun că completez ceea ce spune psihologia cu somatizarea. A somatiza înseamnă să-i dai subconștientului, de fapt, o chimie fie favorabilă sănătății tale, fie nefavorabilă. Domnule profesor, vă putem aplauda? Nu. Luăm câteva întrebări, nu? Da. Prima mea întrebare, prima întrebare pun eu. Ați înțeles ceva din ce am spus eu sau am vorbit degeaba? Da. Parol. Nu, deci, e un feedback. Feedback. Vorbesc serios, nu ca laudă. E un feedback. Dacă tot faci un efort, fă-l cu eficiență, să semne ceva pentru cineva. Eu sunt un om foarte generos, parol. Dar nu-mi place un singur lucru. Am un puști odată. Ce-i sos, domnule, vorbești, nată? Nu-i cazul. Deci nu e aici. Nu se întâmplă. Aici este the best of the best. Creme de la creme. Pe românește. Toate izvoarele științei și înțelepciunii sunt în Iisus Hristos, Coloseni 2. Super! Dacă eu spun că e cel mai mare dintre toți... I-am citit ca să pot să spun Coloseni 2 cu cât? Nu. Te rog. Deci mă așteptam de la tine și versetul, nu doar capitolul. Dar auzi, Mihai, dacă știi când m-am luptat ca în cartea asta, în prima ediție, să mă lasă să introduc cuvântul Iisus, n-a fost... Și n-a fost cu putință. Mă certam, ziceam, ia-o, du-o la ziarul scânteiai, cartea ta nu semnezi eu. Ăla, vă rog să vă liniștiți, dar tot i-am păcălit. Fii atent. Când făceam psihiatrie, era un Chivu Lichter care, la cei care vrea să-i dezvețe de băutură, întreba ce bei obișnuit. Ăla spunea coniac. Îl hipnotizai, dădea apă să bea, zice, uite ce coniacul tău. Și după ce bea asta, e bun, e nemaipomenit. Și acum, vezi, ți-e rău. Și îl condiționa să-i fie rău. Și atunci mi-am adus aminte de chestia asta și spun așa, îl citesc pe ăsta și zic, lucrurile s-au întâmplat în tocmai ca la nunta de la Cana Galilei, că proștii nu știau că la Cana Galilei Iisus a transformat apa în vin. Extraordinar. Pardon? Deci ați păcălit. Am păcălit. Ei habar n-aveau unde e Cana Galilei. Ei se gândeau la Cana nu spun ce fericit am fost când nimeni a sezizat-o. Ce tare. Eu vreau să vă întreb ce părere aveți despre aceste vitamine, acest supliment alimentar. Eu o întrebare. L-am întrebat pe omul care l-a distrus sistemul, din nefericire pe Mecilikovski, care a spus, da, sunt indicate, dar și astea cu anumite limite. Nu toată ziua bună ziua. E unul, Kurt Weill, care este de adeptul vieții de 1000 de ani. El are acum în jur de vreo 80 de ani și el spune că are toate investigațiile de 40 de ani și că înghite peste 90 de pilule. Depinde să ai un ficat prea sănătos. Să ai un ficat mai sănătos, altfel. Deci da cu măsură. Totul cu măsură. Orice exces, spunea Pascal, este dăunător. Denisa. Da, ați menționat și faptul că ar fi foarte interesant să știm condițiile în care telomerii se refac. Da. Am spus că telomerii sunt la fel de sensibili ca și creierul la stres. Telomerii se refac în condiția de hrană. E un Ornstein care a făcut chestia asta. O hrană dietetică adecvată în care să predomine elementele de ordin vegetal, mai puțin lactatele și carnea. O gândire pozitivă, să nu blestem, mai ales copiii. Să nu urăști, să nu bârfești, să nu calomniezi. În orice zi când te întâlnești cu un om pe stradă, foarte frumos a zis Orș chestia asta. Zice, domnule, vezi un om supărat. Deci când am fost la Las Vegas la acest fost ofițer CIA, el a venit la noi, eu m-am dus la el. Când a venit la mine a zis, mă duci primul rând la Sfinxul din Carpaz și mi-a spus, eu am avut acces la documente, voi aveți aici reliviile civilizației. Zic, știm și noi, dar credem că e confabulație, că scrie și la noi unul Radu Cinamar despre asta. Și ăla de la Las Vegas spunea, abar n-aveți ce aveți voi acolo de sub. Noi am, vreau, nu vreau, sunt contra, sunt, nu sunt în acordul celor care vor să spună că noi nu avem niciun merit în lumea asta, nu avem istorie, nu avem tradiție, nu avem nimic. Nu e adevărat. Noi suntem unul dintre cele mai vechi popoare din Europa. Acum 5-6 mii de ani aici conduceau femeile. A fost cea mai prosperă epocă
a Pământului Dacic, Getul Dacic, care era teritoriul Getul Dacic. Avem, acolo avem relicve, am adus-o pe aia franțuzaica care are capacitatea de a se extracorporeaza în cele 9 trepte și ea a intrat în stare de autohimnoză și mi-a descris lumea de desubt, la 1600 de metri de acolo. Deci sunt acolo relicve ale vechei civilizații. Și Edgar Cayce vorbește despre chestia. Și mi-a spus că asta comunică de acolo cu Sfinxul din Gizeh, comunică cu Himalaya și cu Anzi, cordiliere.